Este foarte adevărat că ne-ați primit aici la complex într-o zi splendidă de octombrie, dar vrem nu vrem, așa cum știm, se apropie acel anotimp și el frumos, dar ceva mai friguros iarna. Cum se pregătește complexul de acest anotimp? Aveți foarte multe animale și probabil că pregătirile sunt pe măsură. În primul rând, atunci când am ales speciile, le-am ales pe cele care se pot adapta condițiilor oferite de noi. Condițiilor oferite de și să fie naturale, ca animalul să nu pară stresat. Practic, singurele animale care sunt extreme din punct de vedere al zonei temperate în care ne aflăm, sunt renii, ce vara suferă dacă e foarte cald, și zebrele, care ar trebui iarna să sufere dacă e foarte frig. Nu s-a întâmplat, cel puțin la zebre, n-am văzut niciun fel de suferință, iar la reni am avut grijă să le asigurăm apă și așa mai departe, umbră, un amplasament foarte larg, foarte mare și foarte umbros, pentru a supraviețui și cât mai departe de baltă, că ei au o problemă și cu țânțarii. Trag țânțarii la ei ceva de gros. Zebrele însă sunt foarte bine, iar restul animalelor sunt foarte, foarte bine adaptate. Noi, dincolo de animalele pe care le avem în țarcuri, în țărcuite, ca să zic așa, avem și alte animale libere. Am ținut foarte mult ca mesajul nostru să nu fie de grădină zoologică ca o bibliotecă cu animale puse în cuști, ci să avem și animale libere. Avem gâște de Nil, libere. Avem gâște canadiene, libere. Avem nutrie, liberă. Avem, de asemenea, foarte multe exemplare de țestoase. Atenție, nu broaște țestoase. Totdeauna țin acest lucru, fiindcă a început să mă zgârie când lumea spune două broscuțe țestoase. Nu, țestoasele sunt reptile, iar broaștele sunt amfibieni. Țestoasele sunt mai evoluate pe scara biologică decât amfibienii, respectiv sunt capabile să păstreze apa. Și, în consecință, nu numai că păstrează apa, își păstrează viața în condiții de iernare, își acum sapă, tot felul de poze primesc, cu ele murdare, pline de pământ. Dom'le, am salvat una, era băgată, las-o acolo. Ea se pregătește de iernare. E plină de noroi, lasă-o, niciun fel de problemă, că s-a adus într-un loc unde a fost mai moale, a putut să sape și are o umiditate suficientă pentru a trece iarna. Ea sapă, știe și cum va veni iarna în funcție de cât de adânci sunt găurile. Specialiștii au tot felul de teorii în acest sens. Sapă și se pregătește de iernare. Intră într-o stare de hipobioză în care funcțiile vitale sunt reduse, limitate, trăiește din rezerve și trăiește, bine mersi, luni de zile. Luni de zile. Iar atunci când ies în mai, n-au altceva în cap decât reproducerea. Puii în această iarnă, țestoasele mici, avem și noi aici câteva, țestoasele mici au un moment mai riscant al hibernării, dar așa este natura, dacă are și toate, la anul am călcat pe ele. Și în consecință sunt cele mai puternice, se adaptează și rezistă.